astăzi discutăm cu această femeie despre de ce s-a apucat de yoga. Oare stresul înainte de Eurovision sau pur și simplu nevoia de relaxare a dus-o în sala de yoga pe covoraș? Geta Burlacu vine în aceste momente alături de noi. Salutare, dragă mea! Salutare, bine ai venit! Draga mea, bine te-am găsit! Ce faci? Frumoasă! Tu slăbești, bravo! Nu, eu nu slăbesc. Te menții? Nu, eu nu mă Dar ce faci? Eu pur și simplu trăiesc. Așa. Și o femeie, de fapt, nu este bravă prin faptul că slăbește sau nu slăbește. O femeie pur și simplu este bravă pentru un singur motiv, că ea trăiește curajos. Okay. Măi, nu degeaba, femeia asta s-a apucat și de psihologie. Am văzut că te-ai apucat de yoga. Eu nu m-am apucat de yoga. De fapt, a fost doar o fotografie pe care am postat-o, pentru că, de fapt, de yoga eu mă ocup de mulți, mulți, mulți ani. Nu înseamnă că eu fac yoga de performanță și cu tot felul de... Poziții dumneavoastră, stai în cap. Așa. Nu, dar eu fac yoga mai mult... pentru oamenii din Occident decât pentru cei din Orient. O yoga așa contemporană pentru plăcerea mea lăuntrică și când sunt întrebată de ce fac, pentru mine. Pentru că eu atunci am senzația că sunt eu și pot zbura, pot visa, închid ochii și după aia scriu piesele altfel, cu acea senzație de conectare cu mine. Despre asta este de fapt yoga mea. Și eu tare mult sper, în martie, pe la sfârșitul lui martie, cei care urmăresc pagina mea de Facebook și rețelele de socializare vor vedea. În martie vreau să fac din nou un fel de cantoterapie, pentru că acum scriu și lucrarea de master la acest capitol, dar deja fără vin o meditație, deși este tare, tare fain, așa cum ai spus tu, dar vreau să fac și cu yoga dance, cu jazz yoga dance, da. Da. Eu asta încearcă să le mestece atât de frumos. Eu nu știu de ce. Eu deseori singură mă întreb. De ce nu pot eu, de exemplu, așa, să cumpăr un tort la magazin care să fie doar un tort? Eu niciodată nu cumpăr de ziua mea, exact, un tort întreg. Nu, eu întotdeauna cumpăr un tort care este format din multe felii până se face un tort rotund. De toate gusturile, de toate culorile, nu știu cumva așa le integrez și în viață și nu știu de ce. Dar până funcționează acest lucru și eu am o mare satisfacție, eu merg așa înainte. Bravo! Eu mă gândeam că stresul înainte de Eurovision. Știi? Nu, eu nu am în acest an deloc stres de Eurovision. Mie mi se pare că Eurovisionul meu deja se petrece și a început exact pe 11 ianuarie, atunci când am luat această piesă din studio, atunci când am înregistrat-o împreună cu Sergiu Teacă. Vreau să-l salut și vreau să-i mulțumesc. De mulți ani îl cunosc și îmi place colaborarea cu el în studio. O lua Aurel Chirtoacă, un salut deosebit și Viorica Năgăcevski pentru muzică și pentru text. De ce Eurovisionul meu deja se petrece? Pentru că această piesă mai mult nu este atât despre Eurovision, cât este despre un mesaj pe zeci și zeci și zeci de ani. Deci nu contează în ce an va răsuna această piesă, contează că va răsuna în română, contează că toată lumea o să știe că această minunată piesă, nu pentru că o cânt eu, pentru că are un mesaj foarte frumos, absolut uman, universal, vine din Moldova. Și despre asta este Eurovisionul din acest an pentru mine. Te pregătești cumva special? Nu. Sună bine? Da, sună, pentru că toată lumea cheltuie bani foarte mulți, ținute, show-uri, dansatori. Eu am cheltuit ceva. Am cheltuit energie, capacitate intelectuală, relație frumoasă, prietenească, omenească, colegială, muzicală. Eu cred că asta a fost în acest an cea mai mare investiție în această piesă. Și cred eu că această piesă deja își are impactul său, pentru că nu am făcut să fie tare mediatizată. Dar cele care sunt mame și cele care au mame, de fapt singure fac acest lucru și îl transmit unele altora și se bucură și aduc aminte copiilor săi. Nu uita să răspunzi când te sun eu. Dar de fapt și despre altceva este această piesă. Da, noi vrem să răspundă copiii noștri atunci când ei ne sună, dar niciodată nu trebuie să uităm că ei au viața lor și hotarele lor. Deci așa, despre o
dragoste părintească fără abuz emoțional. Dar uite, tu, când îi suni pe ai tăi și nu-ți răspund, nu-ți apare grija în primul rând? Păi da, despre asta este această piesă. De fapt, de acolo a venit, când într-o bună zi totul sunau pe feciorul meu și înnebuneam. Dar eu înțeleg că nebunia este a mea, nu este despre el. Și el nu ridica receptorul dintr-un singur motiv, că era duminică și copilul se odihnea. Pentru că era duminică și în fiecare dimineață el se trezește la 6-5 jumate ca să reușească. Exact. Dar eu nu mi-am dat seama că era ora 12 aici la Chișinău și ora 10 acolo la Londra. Deși s-ar pare că poate la ora 10 ar fi bine să se trezească. Nu, e bine să te trezești duminica atunci când vrei tu. Despre asta de fapt era. Și când am văzut că nu răspunde, da, eu mi-am dat seama, femeie, dă-i pașii la copil să doarmă. Am sunat-o pe Viorica și am zis, uite, eu vreau o piesă și fraza răspunde când te sună mama, vreau să sune de nenumărate ori în această piesă. Și apoi Viorica a venit cu acea frază, când erai o fărâmă de soare, îți cântam și prin somn melodii, când părea că durerea nu moare, căutai leacul în ochii mei vii. Eu îți spun și eu am emoții pentru că eu știu cum se trăiește. Eu știu cum copilul tău te privește în ochi ca pe Dumnezeu și el știe că numai tu poți să-l ajuți și numai tu în suflet știi că nici măcar tu uneori nu poți să-l ajuți în careva momente. Și aceste momente dor cel mai tare și nu se uită niciodată. Despre asta este această piesă, despre o fericire. Pe mine m-ai făcut să plâng până începe melodia. De ce urmează? De fapt, este o melodie despre o simplă fericire omenească. O fericire care integrează absolut toate emoțiile, tot spectrul care este, pentru că este omenesc. Da, și într-o direcție și în alta. Draga mea, să încheiem cu această melodie frumoasă seara de astăzi. Îți mulțumim. Baftă ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți dintre cei care încă au părinți, dar și cei care între timp au devenit părinți și și-au dat seama ce lucru enorm și ce sacrificii uriașe au depus părinții noștri și poate o depun în continuare. Spuneți mulțumesc și răspundeți când sună mama. Te trezești dimineața cu gândul unde ești, ce să faci când să pleci. Telefonul, cafeaua și vinul îți dau palme prea aspre și reci. Te ridici din cearșafuri cu taine, dar în cap ți se zbat doar chimii. Și promiți să fii altul la toamnă și caz iarăși în lung de copii. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Când era o fărâmă de soare, îți cântam și prin somn melodii. Când părea că durerea n-o moare, căutai lacul în ochii mei vii. Acum parcă le știi chiar pe toate și nu ai un minut să mă asculți. Tu promiți să fii altul la toamnă, dar ca-s iarăși în lung de mult. Răspunde când te sună mama, apasă pauza. Știe cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Să dai fi la când vrei înapoi.
sună mama, apasă pauza pe net. Pentru că viața nu e simplă și poți greși indiferent. Răspunde când te sună mama, ea știe cel mai bun secret. Ea știe inima cum doare, fără Wi-Fi și internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama.